Vernisăm în seara aceasta o expoziție, din punctul meu de vedere, îndelung așteptată, în sensul că a fost pregătită de aproape un an de zile. Este o expoziție a unei prietene, prietene mai degrabă de natură spirituală, pentru că este vorba de Maria Alexandrescu Vianu. Cândva am fost colegi în institutele de cercetări ale Academiei Române, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să vă spun că vine dintr-o lume a antichității, pentru că doamna Maria Alexandrescu Vianu este specialistă în arta antică, în special, în deoseb la cea latină și elenă. De aceea, tot ce veți vedea în seara aceasta pe simezele Palatului Banfi nu vine dintr-un necunoscut, ci dimpotrivă vine dintr-o experiență, dintr-o profundă cunoaștere a artei încă din ultimele 2-3 mii de ani. Să nu vă surprindă ceea ce vedeți. Este o expoziție plină de culoare, oarecum contrastantă cu preocupările ei, vă spuneam, de arta antică, pe de o parte. Pe de altă parte, plină de mesaje, sunt culori care nu se îmbină, ci aproape toate sunt în formule naturale, cu prea puține umbre, întotdeauna numai numai cu tușe, extrem de bine articulate. De aceea îmi face o mare plăcere că deschidem în seara aceasta expoziția doamnei Maria Alexandrescu Vianu. Este o expoziție pe care o veți memora. Nu uitați un lucru extrem de important, avem și un catalog elaborat special pentru această expoziție, iar invitații mei din seara aceasta, domnul Dan Breaș și domnul profesor Ioan Zbârciu, vă va spune și ei, din perspectiva artistului, a curatorului și a istoricilor de artă, câteva idei extrem de interesante despre această expoziție. Maria Alexandrescu Vianu este o reprezentantă al intelectualilor, al intelectualității românești, care este preocupată, istorie fiind, de formare și arheolog, este preocupată și de pictură. Și așa cum avem exemple strălucite, cum este Țuculescu, de exemplu, un mare pictor, este preocupată de pictură și aici prezintă picturi din ultimii 10 ani, care nu lasă să se înțeleagă că ar dori să se vadă vreo urmă de academism, ba dimpotrivă, pornește de la un gest foarte sincer, aproape primitiv cumva, dar care aparține tot unui intelectual care a predat la o instituție de artă, la UNARTE București, Universitatea de Arte, și care a ținut conferințe în foarte multe locuri importante, universități sau muzee în lume, și care vine cu o serie de lucrări pe care nu le-am putea încadra într-un curent, ism, impresionism, expresionism, care poate să aibă trimitere, dat fiind
acuratețea sau puritatea culorii sau a gestului. Nesofisticat, dar care, dacă la o privire mai atentă, tocmai prin asta se remarcă, pentru că nu că ar fi împotriva academismului sau a școlii, aici, mai ales la Cluj, cu școala celebră, cumva mai nou, școala de la Cluj de pictură, pentru a lua atitudine în felul ăsta, ia atitudine față de evenimente, că în asta constă mesajul, exact printr-un gest foarte curat, venit la o anumită vârstă, un gest a unui intelectual care se inspiră mai mult din cărți, poate din cotoarele bibliotecii, se exprima cineva, de cărților din bibliotecă, și o urmă mai mult din inspirată din lecturi. Și poate că trebuie încurajat, nu poate, sigur, trebuie încurajați artiștii, în sensul lui Beuys, că cine spunea că cine se crede artist, deja este artist. Am simplificat, desigur, toată filozofia lui, foarte interesantă altfel. Și trebuie încurajat un intelectual care provine dintr-o familie de intelectuali, fiind fiica marelui Vianu, pentru că noi trăim într-o lume totuși destul de restrânsă și faptul că un istoric, arheolog, încearcă să completeze ceea ce o viață întreagă a fost o preocupare de arheologie, o preocupare pentru mitologia și pentru realizările artei grecești sau din antichitate și influențele în zona dunăreană, creând o mitologie personală printr-o gestică aparent simplă, dar este simplu să pictezi, complicat este să pictezi simplu. Și de aici, de multe ori, un foarte bun profesionist poate uite de gestul foarte sincer. Și dacă ar fi să caracterizez cumva această expoziție, care putea spune că aparține unui amator, dar toți, poate că într-un fel sau altul, suntem amatori, apreciez exact această sinceritate a gestului și forța expresivă a unui gest prim și sincer. Poate expoziția de față, cred că scoate în evidență acest lucru. A unui intelectual, a unui istoric, a unui arheolog, a unui cercetător care a lucrat la Institutul Pârvan, Academiei Române, și care este membru de onoare respectivului institut și care, iată, de 10 ani se apleacă asupra picturii. Noi ne bucurăm să fie cât mai mulți pictori din România. Până la urmă, aerul acesta de căldură degajat din expoziție și de culoare cumva venită din sud, îți dă o stare de bucurie. Și asta e important. Îi doresc mult succes și mulți ani. Am înțeles că are și o vârstă. Să poată să lucreze cât mai mult și cu bucurie. Exprimă lucrările respective un soi de bucurie pe care o are în fața pânzei atunci când lucrează. Cred că asta e ce aș putea eu să spun acum aici, dacă mă întrebați așa spontan. Ne aflăm în expoziția intitulată Între cer și pământ, a artistei Maria Alexandrescu Vianu.
M-aș referi doar la câteva aspecte care să orienteze pe cei interesați într-un univers creator, poate mai puțin cunoscut de către unii dintre noi. Este vorba despre o creație artistică a cărei punct de pornire este un univers prin excelență livresc. Și de aceea lucrările pe care le vedem au în spate o bogată zestre estetică, literară. Este o creație care se materializează pe calea reflecțiilor deopotrivă estetice, din perspectiva celui obișnuit să teoretizeze și care din această poziție face un pas foarte provocator înspre lumea practicii artistice. Deci, prin urmare, Maria Alexandrescu Vianu vine cu un univers vizual aparte, care pornește de la universul livresc. Artista își amintește cu plăcere de perioada copilăriei sale în care vedea cotoarele cărților din biblioteca familiei. Acestea erau nu doar semne ale cunoașterii, dar erau și semne vizuale. Erau semne de culori diferite care provocau deopotrivă intelectual, dar provocau și simțul vizual. O interioritate artistică complexă, să zic așa, reflecta asupra acestor indicii ale lumii vizuale și gândea o proiecție dinspre interior înspre exterior, ceea ce putem vedea și în această expoziție. Mă refer aici la ideea unei interiorități de o sensibilitate aparte, care transferă universului cotidian o turnură pe care acesta nu o are în mod obișnuit. Acest mecanism de translație dinspre ceea ce înseamnă atitudinea artistului față de natură, aplicată naturii însăși, este un mecanism intim al acestei creații pe care ne-o propune Maria Alexandrescu Vianu. Este nu întâmplător legat de un episod recurent în biografia artistei, și anume visul acesta fermecător că ne putem detașa de lumea concretă prin zbor. Artista își imagina o ipostază a zborului în care se desprinde din locul în care se afla, în casa familiei sale, și parcurge străzile, parcurge orașul pe care îl știe, din ipostaza unei ființe care poate să se rupă de concret, poate să se rupă de material, de aceea, de materialitate, de aceea și orașul în reprezentarea sa este adesea văzut de sus, din perspectiva zborului de pasăre, este în același timp o mărturie a unei sensibilități acute, a unei sensibilități aparte. Această caracteristică acută a exprimărilor personale este o altă componentă a acestei creații foarte aparte, la care suntem invitați să asistăm și să ne bucurăm cu această ocazie. Este o formă de artă care reflectează asupra intruziunii lumii contemporane într-o interioritate, cum spuneam, hipersensibilă. Este vorba de o lume contemporană foarte pragmatică și care tinde să disloce părți foarte însemnate pentru un individ cu o sensibilitate artistică aparte. Nu întâmplător, acest mecanism de translație dinspre interior înspre exterior, la care făceam referire și anterior. Nu întâmplător, una dintre metodele de creație ale artistei, un intelectual fin care reflectează asupra metodelor sale, este evitarea mecanismului consacrat prin suprarealism, acela al transcrierii foarte spontane a visului, dar deopotrivă refuză și superintelectualizarea acestui vis, care duce până la urmă într-o lume a onirismului. Dimpotrivă, aici vorbim despre o insolitare a realității imediate, iar acest lucru se întâmplă pe o cale foarte specială. Metafora artistică devine un mijloc de introspecție a euului creator, devine un mijloc de introspecție care până la urmă are aceste transfigurări vizuale în domenii artistice foarte diferite, de aceea în expoziție putem admira deopotrivă
peisajul de sine stătător, este peisajul cu figura umană, peisajul cu personaj, dar este și peisajul simbolic, care reflectează la această lume bogat culturală, la această lume bine cunoscută, asimilată pe cale intelectuală, dar iată și pe cale estetică. Ceea ce este cu adevărat special și este una dintre calitățile deosebite ale acestei expoziții, este o bogată mitologie personală a artistei și la această idee aș vrea să mă opresc puțin în finalul expunerii mele, și anume la această investire personală a trecutului, a prezentului. Nu putem identifica în aceste lucrări un timp anume. Este timpul uman din totdeauna, este ființa umană din totdeauna, deși are o bogată referință istorică. Nu vreau să insist acum asupra studiilor sale de istorie, de arheologie, de artă antică, asupra studiilor sale de estetică și de cultură. Vreau să mă refer doar la acest univers, această mitologie personală care reinvestește metodele expresionismului, metodele fermecătoare prin care curentul expresionist, mai ales în ipostaza sa lirică, produce acele minunate, foarte mult apreciate deformări ale semnului vizual pentru a conferi mai multă expresivitate imaginii. Deci aș încheia spunând că undeva la întâlnire dintre această interioritate bogat culturală cu aceste fermecătoare deformări expresioniste atât de apreciate în lumea de specialitate, la întâlnirea celor două se produce această artă inefabilă, în care metafora naturală este cea venită să interogheze, este cea venită să prospecteze euul creator al artistei, un eu creator aflat într-un permanent efort de reconstruire, de imaginare a unui univers recuperator. Și chiar aș încheia spunând că este vorba despre redescoperirea unui univers recuperator, pe această cale a visării, pe această cale a unei reverii, dar este o reverie temperată. Este vorba despre o bogată imaginație care nu este inhibată, ci merge într-o comunicare foarte armonioasă cu acest eu intelectual foarte puternic exprimat pe care îl are artista. Deci, în final, vă invit să lecturați și dumneavoastră vizual această lume reinvestită cu calitatea sa recuperatoare.